îi plăcea teatru. S-a așezat la intrare și a zis că vrea să fie actriță. Bărbații au râs în nas. Nici o femeie, a zis directorul, un bărbat gras cu voce slobodă, n-ar putea vreodată să fie actriță. Și a făcut o aluzie nefericită. Domnule, o femeie care să facă teatru, să scrie sau să facă politică, mi-amintește de un câine care dansează pe picioarele din spate. Nu o face bine, dar ești surprins să descoperi că o face. Și ai putea să auzi asta și din gura unei femei.